Vremea se va răci și temperaturile vor fi în scădere de la o zi la alta în toată țara după 17 decembrie, iar în unele zone sunt așteptate ninsori potrivit meteorologilor. Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 13-26 decembrie. În Transilvania, media temperaturilor maxime va avea valori în jur a 3 grade la începutul primei săptămâni de prognoză și va avea o tendință de scădere treptată de la o zi la alta până la minus 1 grad la jumătatea intervalului și până la minus 3 grade spre finalul acestuia. Media valorilor termice nocturne nu va avea variații semnificative în primele nopți și se va situa astfel la valori de minus 3, minus 1 grad, iar din 18 decembrie va fi în scădere treptată până la minus 10, minus 8 grade. Temporar se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu o probabilitate mai ridicată în prima zi din interval și în perioada 16-18 decembrie. La munte, media temperaturilor maxime va avea valori negative pe întreg parcursul intervalului. Astfel, în primele zile nu se vor înregistra variații semnificative și se vor atinge valori de minus 4, minus 2 grade. Însă, ulterior, tendința va fi de scădere continuă până spre minus 8, minus 6 grade în cea de-a doua săptămână de prognoză. În primele nopți, media valorilor termice nocturne va avea mici oscilații și se va situa în jurul la minus 7 grade. Însă ulterior va fi în scădere spre valori de minus 13, minus 12 grade spre finalul intervalului. Temporar se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu o probabilitate mai ridicată în prima zi și în intervalul 16-19 decembrie.